Aceasta este baza mea din sezonul 2 de breasla haiducilor și un abonat a decis să o transforme într-o hartă custom, așa că bine v-am găsit, oameni faini, la un nou videoclip. Nu știu ce se va întâmpla pe această hartă, dar mi-a spus că e o poveste destul de interesantă cu niște puzzle-uri, deci hai să începem cu semnul ăsta nostalgic, nu? Întoarce-te! Noi am văzut aici ceva informații, dar despre nostalgie pot spune că îmi aduce destul de multă când văd acest morman de blocuri de diamant. Pentru că în sezonul 2 am avut foarte multe, acum în sezonul 5 încep să cred că mi-am pierdut abilitatea de a vinde lucruri. Pentru că, numai uitați-vă câte aveam aici și în sezonul ăsta am vreo 6 la momentul actual, deci mă doare când le văd, dar sărind peste acest lucru... Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Hai să vedem informațiile. Salut, sunt Mister... numele ăsta e foarte greu. Apreciez că ai făcut harta, dar ai un nume imposibil de citit. Pronunție Mister Desijoy. Ok, ce pot să zic, la fel de greu de citit chiar și când, chiar și când îl explici. Fac custom maps de 5 ani și am decis să-ți fac ziua mai bună, mai frumoasă, pardon, cu o hartă story puzzle. Poate te întreb de ce ești în baza ta din BH2. Well, sezonul 2 a fost preferatul meu și bănuiesc că și al tău, având în vedere că ai făcut un videoclip despre acest lucru. Să zicem că da, sezonul 2 ar fi preferatul meu, dar și sezonul 5 îmi place super mult. Du-te la fiecare intrare și explorează puțin vechea ta bază înainte să începi harta. Aș mai vrea să adaug că nu sunt un builder, ci mai mult un redstoner. By the way, ca să nu dureze luni de zile, am decis să folosesc World Edit pentru texturarea pereților. O idee și o decizie foarte bună. Paletele de culori sunt alese de mine, sper să-ți placă, dă o notă la final și foarte important, distrează-te. Poate o să pară uneori că e imposibil, dar harta este 100% testată. Măi, sper să meargă bine pentru că am mai primit hărți pe parcursul timpului și multe dintre ele aveau o tonă de erori, dar sper că asta merge chiar ca lumea. Reguli pentru abonați, 2000 de like-uri și 10.000 de vizualizări, Doamne ajută să strângă chiar mai mult de atât. Aici e startul, dar până la start mai era un buton reguli. Hai să vedem care sunt regulile. 1. Game Mode Adventure, mi-a spus asta și înainte. Amintește-ți că mecanica hărții este Blue World-ul de fiecare dată când ești blocat la un puzzle. Ok, o să-mi aduc aminte asta. Nu spama Blue Staff-ul, încearcă să aștepți până revine în Main Hand, important mai târziu. Subtitrările off, nu joc niciodată cu el oricum. Pentru performanță mai bună, 4 ciancuri. Măi, n-aș vrea 4 ciancuri. Recomanda brightness mai mic de 75 și pornește LAN-ul 8, have fun. Poate cea mai importantă, brightness-ul e pe 50 la default. Și atunci hai să ne distrăm dând start. Blue, lumea ta nu e aici. Ok, dar atunci dacă nu e aici, unde e? Văd ceva în partea asta. Ce asta? Bă, ce ești tu? Ok. Știu că mi-o zis de ceva blocat în concret și să văd cel mai apropiat... uite, cel mai apropiat de ăsta. Bun, un început foarte promițător. Luăm o torță, bam, și să-l activez de aici, nu? Ceva de genul mi-o zis. Sau în... să sparg? Nu știu. Așa, mă, m-o teleportat, bun. Dăm și noi Game Mode Adventure. Dark, nu e nimeni aici. De ce sunt aici? Parcă m-am întors în timp. În ce an sunt? Și task-ul e să caut pe calculator anul. Dar ca o mică povestioară, în sezonul 2 am avut mai multe firme și eu eram împreună cu nenea Dark. Uite în partea aia, dar n-am zoom-ul. Eram împreună cu nenea Dark și am făcut acest sediu pentru firma BND. Ăsta e biroul meu, ăla e biroul lui și hai să vedem. 2020! Nu e posibil! Cum? De ce? Unde sunt ceilalți atunci? Puf, Dark, Colpir, Dragon, trebuie să fac ceva, nu pot sta aici. Dar ce? Ce aș putea face? Nimic prin partea asta. Deci, ori mă duc la mașina timpului de la spawn, ori îl caut pe Dark. Mă duc la mașina timpului, cel mai bine. Trebuie să plec de aici. Și o voce îmi spune, Blushman, asta nu e lumea ta. Ok, dar nu e lumea mea, e harta noastră, am făcut-o împreună. Și task-ul este să apăs pe un buton
ca să pornesc mașina timpului. Am făcut, ca o scurtă paranteză, mașina asta a timpului, un portal spre Nether și atunci din orașul ăsta modern ajungi într-un oraș western. Dar până un alta, butonul de la control panel și mi-a dat cu eroare. Atenție, modul de siguranță nu poate fi accesat. Asta e vocea pe care mi-o imaginez cu are eroarea. Și îi trebuie o baterie cuantică să funcționeze. Nu pot pleca. De unde fac eu rost de o baterie cuantică? Trebuie să-mi amintesc ce se întâmpla acum 4 ani. Măi, baterie cuantică n-aveam la chestia aia, dar hei, să fie primit. Dark, da, Dark avea una. Trebuie să-l caut la el la bază. Dark, ești aici? Nu pare a fi. Asta e baza lui Dark. Da, și o lăsat globurile, că și eu le-am lăsat, să pară așa mai festiv, frumos decorată, de sărbători, îmi place. Dar trebuie să găsesc o baterie cuantică, nu? Păi, pe unde ar putea fi bateria atunci? În cutiuța poștală? Nu, aici e ceva anunț de la Dragon. Cred că au deschis dropperul și de aia. Dar unde putea Dark să pună o baterie cuantică? Am înțeles aici în capăt. Și ce scrie? Pentru a porni mașina timpului. Ok. Și avem bateria cuantică. E perfect. Trebuie să mă duc la mașina timpului acum. Aoleu! Aoleu! Ce se întâmplă? Ha? Bă, ce se întâmplă? Blue, asta nu e lumea ta. Și repetă de vreo două ori asta. Ce se întâmplă? Trebuie să plec de aici. Măi, chiar da. Chiar ar trebui să plec de aici. Și ce am de făcut? Deci, m-am venit cu bateria cuantică. Numai că eu n-am făcut un loc pentru o baterie cuantică și nici nu pot sări. Ok, păi atunci cred că având bateria asta, apăs pe buton. Ajutor, ce se întâmplă? Asta e Dark. Dark, unde ești? Ce se întâmplă? Blue, ce o să faci? O să-l lași aici sau o să pleci? Plec sau... Hai că-l salvăm pe Dark. Salvează-l dacă poți. Ok, deci să-l salvez dacă pot. Și trebuie să mă arunc acolo ca să-l salvez? Bă, mie nu-mi place. Mie chiar nu-mi place ideea asta. Deci mă aruncă în groapă ca să-l salvez pe Dark. Ok, hai să vedem. Am ajuns în groapă. Și aici ce se întâmplă? Înainte să-l ajuți, m-am gândit să-ți arăt puțin lumea mea. Lumea unde te-ai născut și lumea în care trebuia să fii până acum. Ce e locul ăsta? Unde suntem? Cine ești? Unde e Dark? Unde sunt ceilalți haiduci? Ce ai făcut cu ei? Am prea multe întrebări. O să te las să-ți salvezi prietenul, dar înainte de asta vreau să-ți ofer ceva. Ok, ce, mi-ai dat bateria asta cuantică, nu știu, trebuie să o dau înapoi? Dacă o arunc pe aici? Dacă o pun pe aici? Nu funcționează aparent. Ok, sper că nu mor. Bun, am ajuns aici. Dar care-i faza cu lumea asta? Deci, zicea el ceva de Blue Stuff. Asta să fie The Blue Stuff. Salut! Deci ăsta e The Blue Stuff. Și teoretic, capitolul 1, mitul. Mi-a zis că dacă apăs pe F. Ce se întâmplă? Unde sunt? De ce s-a întâmplat asta? Cum am ajuns să mă întorc în timp? Hai să mă calmez. Trebuie să-l ajut pe Dark, dar sunt blocat aici. Tutorial. Unele obiecte sunt distorsionate în lumea albastră. Folosește asta în avantajul tău. Ok. Deci unele obiecte spuse invers. Și nu înțeleg care e faza cu ăsta. Deci dacă dau click stânga sau click dreapta, dacă apăs pe F, nu merge să mă teleportez aici. Ok. Dar acum tot nu merge să mă teleportez. Păi și atunci care e schema? Deci cu click stânga, cu click dreapta nu merge să le fac nimic. Iar dacă îi să calc pe ăla, nu se întâmplă nimic. Interesant. Dar nu știu cum aș putea să ajung într-o... Bă, stai, acum nu mai pot să sar. Aparent. Deci, ok. Și m-a dat în lumea albastră. Bă, ce șmecher. Deci trebuie să schimb lumile. Se pare că toiagul ăsta nu e așa inutil. Da, deci trebuie să schimb lumile pentru a merge dintr-o zonă în cealaltă. Pe stânga, ce avem? Mi-apare un X unde nu-l pot folosi.
Pământ, aici ai ceva. Dar nu cred că are sens. Ai un labirint ăsta, bă, ce scheme. Aha, înțeleg. Deci, a, și dacă apăs pe space e ca și un boost. Bun, hai să schimbăm lumea. Aoleo, băi, deci trebuie să mă duc într-una din astea, ori pe dreapta, ori pe stânga. M-am prins. O, voi merge în stânga. Și dacă schimb aici lumea, da, mă pot duce mai în față. Băi, ce șmecherâi. Super tare mecanica asta. N-am văzut-o pe nicio hartă până acum. Extraordinar de șmecher. Hai, mai în față un pic. Și aici pe stânga oare? O fi ceva? Sau nu-i nimic? A, cred că trebuie să mă mut în lumea normală. A, da, ia uite mă și pot trece. Dark, unde ești? Și Dark strigă că asta nu-i lumea lui. Interesant. Hai, pe aici trebuie să... A, apare nu merge să mă teleportez. Și m-o deschis către Nether? Ok. Și în tot spune naratorul că asta nu e lumea mea. Și, a, uite, Nether, cum? Există un mit. Se zice că fiecare ființă care trăiește pe lumi paralele, precum lumea... Bă, stai un pic, că n-am apucat să nimic aici, sunt prison deja. Stai, bă, un pic, oprește-te, că să văd și eu care-i povestea. Deci, există un mit. Se zice că fiecare ființă care trăiește pe lumi paralele, precum lumea albastră, are o slăbiciune. Albastrul este asociat cu apa și puritatea. Blue Eye vrea să vedem ce se întâmplă dacă te vei bloca aici. Și asta nu-i lumea mea. Dacă nu vrei lumea ta, vei fi prizonier în lumea asta mizerabilă. Poftim? Nu mă poți bloca aici. Dorm, Blue, și rămâi în lumea asta mizerabilă. Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Am leșinat în Nether. Trebuie să scap de aici. A, deci am leșinat în Nether. Și ăsta... Ok, deci numai pe aici puteam să merg. Deci am leșinat în Nether și, nu știu, naratorul ăsta sau persoana asta care m-a răpit, m-a băgat aici la pârnaie. Stai așa că se rezolvă. Deci, dacă mă duc până în capăt... Opa! Sanctuarul lui Blushman, Easter Egg. Ok. Păi să... A, nu mă pot teleporta. Bă, asta e sanctuarul meu, pe bune? O cameră goală? Urât, foarte urât. Adică mă gândeam și eu că... Am un pic așa mai multă demnitate, să nu fie chiar o cameră goală. Bun, și oare în ce direcție sau cum ies de aici? F? A, deci lumea asta e la fel de închisă. Eventual, am o idee. Am o idee cum să scap de aici. Deci, în celula asta, dacă mă teleportez, e ușa deschisă. Gogule, ai crezut tu că mă blochez aici când am the blue stuff? Ce să mai... Dar chiar e șmecher texturat stuff-ul ăsta. Chiar e mega șmecher. Oare pe aici? Nu cred că pe aici. Trebuie să scap din închisoare. Și atunci... Nu cred că e atât de ușor. Probabil pe aici. Nu, tot diamant. Hai să mă întorc înapoi în lumea mea. Deci, în zona asta, poate... A, uite, o manetă, deci... Ok, ce s-o deschis aici ceva? Și nu s-o întâmplat nimic, F? Acolo n-avem manetă. Păi și... Ce s-o fi deschis? Nu înțeleg. Am deschis ceva în apropiere și nu se mai deschide, nu se mai închide, dar ce oare? Prin partea asta pe undeva? Am deschis eu ceva? Bă, pe bune, cu prison, cu astea, cu... acum sunt prison break în alea. Hai, dă-i pe viteză. Oh, ia uite mă, am deschis labirintul de sticlă. Holy, nu-mi place asta. Nu-mi place, urăsc labirinturile. Că tot timpul mă pierd în ele, că mai e problema. De-aia le urăsc, nu că nu-s ele șmechere. Doar că nu prea găsesc eu pe unde să merg. A, uite că am găsit ceva drum. Păi, ești nebun, îl fac din... era prea frumos să fie adevărat să-l fac eu din prima. Dar am ajuns pe margine și am crezut că dacă ajung pe margine, e cu scheme, cu d-astea. Nu pot sparge sticla, nu? Nu, stai. Dacă mă mișc... ia uite... nu, la fel. Deci labirintul ăsta, să înțeleg că e la fel în ambele lumi.
Deci mecher că mi-o făcut labirintul în ambele lume, adică pe bune. Putea pur și simplu omul să zică, ai o lume, salut, dar nu. Aparent, chiar l-a făcut ca lumea. Dar sper că nu trebuie să mă teleportez pe aici, că ar fi nașpa. Ar fi chiar foarte nașpa. Pe unde să o iau? Poate în direct... Da, cred că undeva pe aici trebuie eu să mă mut în lumea, în lumea albastră. Că am ajuns până prin zona asta, dar e tot închis. De ce oare? De ce oare e tot închis? Trebuia să mă duc în altă direcție? Hai că aflăm imediat, da? Dacă mă întorc și o iau pe aici... N-așpa că fiind blocuri de diamant, nu le văd. Ok, am ajuns, undeva am ajuns, nu-mi dau seama unde. Și dacă mă întorc? Aoleo, serios? Deci îmi dă țeapă, să înțeleg. Indiferent că sunt lumea normală sau în lumea albastră, țeapa e aceeași. M-am rătăcit pe aici, bă, ajutor, cineva să-mi spună în ce direcție să o iau. Ok, deci... Ceva am făcut eu bine de am ajuns aici mai în față, dar nu era direcția potrivită, să înțeleg. Și acum, dacă mă mut... ia uite, bă, ce creier! Deci chiar trebuie să te folosești de lumile astea prin labirint, dar nu în direcția în care am luat-o eu. Hai mă, cât mă mai plimb prin părțile astea, că deja mor încet, am ajuns! Ăla-i! Stai așa, trebuie să mă întorc în lumea normală, nu? Da, păi m-am întors și aici închis. Păi am dat de manetă, stai un pic, încotro. Care-i direcția bună? Șefule, teleportează-mă că a găsit maneta aia după ani de zile de mers dintr-o direcție în alta. Ok, nu știu care-i faza cu maneta, ce deschide, ce nu deschide. Mi-am dat seama cum să ajung la ea. Am tras de ea, dar cum ies de aici? Ajutor, vă rog, cineva să mă ajute, Darkule, unde ești când am nevoie de tine? Stai, acum trebuie să mă întorc? Cumva? Nici eu nu-mi dau seama. Să iau undeva pe sus, undeva pe jos. Bă, am făcut labirintul, lasă-mă să ies. Nu mai vrea să mă lase, O zis că-s mai deștept decât credea el și acum nu mă mai lasă să ies de aici. Mor încet cu labirintul ăsta, o trebuie să trag maneta din capătul ăla doar pentru a mă întoarce să văd ceva deschis pe aici, dar unde s-o deschis și ce anume? Vai, că nu mai știu exact, poate pe acolo? Nu, deci nu prin partea aia. Hai că teoretic dacă spamez space-ul, mă duc eu. Deci am găsit maneta asta, da? A fost prima. Și s-a deschis labirintul. Am rezolvat cu labirintul. Acum, undeva pe aici ar trebui să fi deschis încă ceva. Nu, deci prin partea asta... s-au deschis în cealaltă lume? Aia e partea dubioasă când ai mai multe lumi din astea, că nu știi exact, băi, unde am deschis eu? Și teoretic dacă maneta era în lumea albastră, am deschis ceva prin lumea albastră... uite aici, încă o manetă. Aici cumva? Auleu! Dar unde ce am deschis? Deci important e că am găsit a treia manetă. Dar acum să vedem ce-o deschis a treia manetă. Aud ceva zombie, mulți zombie. Dar nu-mi dau seama. Șefule, ce ați deschis acolo? Că nu știu. Sună ca și cum e lângă mine ce s-o deschis. Dar nu-mi dau seama. Deci era maneta acolo. Poate am deschis ceva în partea asta? Nici nu știu. Uite, ok. Și am ajuns aici. Băiatule, în partea asta? Ok. Deci, parcur, parcur să înțeleg. Dar sunt sigur că nu în lumea asta. Stai un pic. Deci trebuie să sar în timp ce schimb lumile. Băi, asta nu era în contract! Ce parcur! Aoleu, nenicule, mă doare, deci... Ok! Da, cumva trebuie să ajung acolo sus. Nu-mi dau seama eu. Oare... Băi, era șmecher, numai că nu cred că a făcut treaba asta, să fie de la lumi
un ăsta, cum se numește, cu bariere. Băi, ce tare era aia. Și aici ce-i? Dacă schimb, a, nu pot intra. Deci, de exemplu, văd blocurile care, cum îți spuse, și atunci, sau în lumea asta-s bariere? Dacă sar aici, nu, nu-s bariere. Atunci, da, na, nu cred că am cum să fac parcurul ăsta. Pă bune, că atât de complicat îi. Deci sari, așa, mamă, ce grea a fost asta. Deci trebuie să... Aoleo, bă, de ce mă torturezi așa? Vai, să schimb în timp ce sar. Ok, deci așa ceva ar fi. Și de reușit, am reușit eu ceva. Da, am căzut fix acolo. Deci, hai că vedem. Îi împarte asta sus, așa, și trebuie să ajung. Aia e ieșirea. Avem ceva aici la albastru? Nu, n-avem nimic. Holy, o să fie o durere parcurul ăsta. Deci, am de sărit și după aia să le schimb. Îi mega șmecher, dar mi-ar fi plăcut mai mult să mă uit decât... Ok, ok. Hai că suntem bine. Ultima săritură. Aoleo, nenicule, am reușit. Am reușit și acum facem pe albastru pentru a intra în cămăruță. Băi, mai mult parcur? Aparent. Băi, mai mult un pic. Sau am de coborât acolo? Ah, nu mă pot teleporta aici. Ok, am reușit. Parcurul ăla mi-era frică de faptul că nu voi reuși. Dar acum... Ce se întâmplă când mă arunc acolo jos? Good ending! Gata, asta a fost harta? Mai per total îmi place, adică a fost interesantă povestea. Destul de complicat acolo la parcurs și am murit cu acel labirint, dar hei, a fost drăguț. Acum, ce zice? Thanks for playing! Sper că ți-a plăcut, am stat aproape o lună să fac mapa și o săptămână să o testez și să repar toate bugurile. Cel puțin sper că toate. Notă 10, o să spun, care a fost cel mai enervant puzzle, clar labirintul. Altă întrebare bună, ai vrea să fac o continuare cu mai multă poveste și mai mult content? Am niște idei în cap. Măi, eu aș vrea, dar aș aprecia să lăsați și voi în secțiunea de comentarii dacă vreți ca... aoleu, stai, unde era info? Așa. Dacă vreți ca Mr. Desijoy, o să las el un comentariu probabil, să-mi spună că nu i-am dat numele, că n-am citit bine, dar dacă vreți să mai facă și alte hărți, să îi lăsați acolo un mare like și voi lăsa canalul său în descriere eventual dacă vreți să vă abonați la el, pentru că merită la cât de multă muncă o depus. Știu că mi-a scris acum o lună, m-a întrebat dacă m-a juca o hartă, i-am zis că poate să o facă liniștit și iată-ne astăzi pe Acilișa. Au fost doar două buguri, s-au rezolvat foarte ușor și mie mi-a plăcut, așa că să sperăm că vor apărea cât mai multe hărți de astea șmechere, iar până data viitoare aveți grijă de voi, toate cele bune, au fost Blushman, la revedere!